Un bărbat în vârstă de 50 de ani, dornic să facă rost de un certificat verde pe numele său, a încercat să se vaccineze anticovid într-un braț fals din silicon. Când asistenta care urma să-i administreze serul a observat proteza, bărbatul s-a rugat de ea să pretindă că nu a văzut nimic. Bărbatul s-a prezentat săptămâna trecută la un centru de vaccinare, dorind să facă rost de certificatul verde. Proteza care imita brațul era foarte bine făcută, însă culoarea și senzația la atingere au stârnit bănuielile asistentei responsabile cu administrarea vaccinului. Asistenta l-a rugat pe bărbatul italian să-și scoată cămașa și atunci a descoperit brațul fals. Acesta i-a cerut asistentei să pretindă că nu a văzut nimic, lucru pe care ea l-a refuzat, a povestit oficialul italian, precizând că bărbatul va răspunde pentru actele sale în fața justiției.